Bună seara și a revenit cu drag la Prof. Online cu exerciții de matematică la geometrie. Nu uitați de like și share. Și așa să faceți, nu uităm de like și share. Iar noi spunem așa, n-am dormit azi noapte, am avut o problemă frumoasă, Adi, foarte tare, problema aceea. 26 la 195. Da, problema 26 de la 190, care nu ne-a ieșit aseară. Da. Hai să spunem pe cea dreaptă. Dar n-am mai avut nici noi, dar nici nu era în locul nici timp. Era în ultimul perioadă, dar a fost momentul și eu am mărturisit și o voi spune de fiecare dată, profesorul trebuie să fie corect, cinstit, nu învățăm o soluție acasă și vine și o prezentăm copiilor. Iată că profesorul trebuie să facă față la problema neștiută de el, nu? Și să are și el șanse să fie pus în postura, așa, să fie surprins, exact. Așa. Fără idei, fără idei. Am obosit, fără idei. Fără idei. E de la pagina 195, 26. Da. E un triunghi ABC cu măsura unghiului A de 60 de grade. Deci, în ipoteză, avem triunghiul ABC. Măsura unghiului A, măsura unghiului A. Și 60 de grade. Egal cu 60 de grade. Segmentul AB este egal cu 2 pe 3 din segmentul AC. AB egal cu 2 3 din... Din AC. Din AC. Și da? CM, segmentul CM median. CM median. În concluzie să arătăm că... Segmentul așa, da? CM median. În concluzie... Să arătăm că... CM este congruent cu BC. CM congruent cu BC. Cu BC. Da. Să facem figura. Facem figura, sigur, Adi. O figură corectă executată e problemă pe jumătate făcută. Corect. Da? De aceea avem grijă să mergem cu unghiul A de 60 de grade, Adi, aproximativ. Eu n-am cum să-l măsor așa cu precizie, dar voi puteți să o faceți. Unghiul A de 60 de grade. AU. Și dacă o iau, să spunem, asta de două segmente, din coace trebuie să iau de trei, nu? Da, da. Una, două și a treia. Deci, unu, doi și trei. Cred că trebuie mai mare. Mai mare figura să fac, da? Nu, mai mari segmentele pe AC. Atunci, nu? Ca să figura să fie da, mai mare în totalitate. Da, vreți, da. Da? Hai să luăm așa, o împărțim în două, aici e C-ul, nu? Nu, e B. B-ul. A, B, 2, 3, da, B-ul. Dacă asta e B-ul și jumătate așa, da. Iată, cam pe jumătate. Asta este segmentul. Da. Și acum trebuie să iau aici trei de astea, da? Trei segmente de astea. Deci 1, 2, 3. Așa. Și apoi ce? CO. CO aici. Da. Ducem și mediana. Mediana, ce? Foarte simplu, nu? AM, aici e un punct cu M. Ce da. M, da? Ce M, da. Și să demonstrăm că ce M este congruentă cu BC. Păi este. Păi este, că se vede foarte bine, știți? Îmi amintesc că, în urmă, predam la o clasă de maestri, ei, oameni în toată firea, eu eram mai copil față de ei, am la 50-60 de ani, eram primii ani de învățământ, și le-am dat o problemă de geometrie. Și la care, zice, unul vine și spune, domn profesor, am făcut problema. Cum? Păi ne-ați dat așa, ne-ați dat așa, nu știu, da, da. Te-am măsurat și așa este. Să aveți dreptate. E adevărat că asta e cât asta. Stai, domnule, că trebuie demonstrat, nu știu ce. Lasă-mă, nu mă necăziți pe asta. Dar nu, măsurat. Eu am măsurat, domnule. Așa și noi acum. Și este adevărat. Ochiul spune că este corect în program. Numai că trebuie să și demonstrăm. Da, numai că trebuie să demonstrăm. Așa, știți că noi pe AB mai trasăm simetricul. Cum? Trasăm simetricul lui A față de B. Fie punctul D, ne-am gândit, trebuie să fie simetricul lui M față de B. Simetricul lui M față de B. Și ne-am gândit la D. Adică să mai luăm un segment, să-l învățăm. Mă duc mai jos, da? Exact, da. Cât e lungimea al MB, cât
asta, da? Da. Și unim D-ul cu C-ul. D-ul cu C-ul. Da, și acum, și la momentul ăsta, ADC, stai, în momentul ăsta, triunghiul ADC este echilateral, așa da. M-am gândit eu și Adi, pentru că... Triunghiul este echilateral, fără discuții, pentru că avem trei bucăți aici, trei bucăți aici, e clar. E echilateral, asta înseamnă că unghiul ăla din D e de 60 și unghiul, tot unghiul din C e de 60. Și ăsta tot din C, tot 60. E de 60, corect? Adi. Și ne-am mai gândit noi să luăm triunghiul BDC și AMC. Să le luăm în discuție. BDC și AMC. De ce? Pentru că o conțin pe BC și pe CM, ne-am gândit noi. Foarte tare. Triunghiul BDC conține pe BC. Ce? Da. Corect. Și MBC. Nu MBC, noi ne-am gândit la AMC. Așa ne-am gândit. AMC. Da, îl conțin pe CM. De acord. De acord. Și putem să zicem despre ele că... Că au BC congruentă... Nu, bă, BC, asta trebuie să demonstrăm că e congruentă cu CM. Au AM congruentă cu... AM congruentă cu... AM asta, da. Da, congruentă cu BD. Da. AC congruentă cu DC, că e chiar așa. Toată asta de aici, cât DC de aici, excelent. Unghiul dintre ele, de 60 de grade. Foarte tare. Și a ieșit problema. Excelent, foarte tare. Dar ce îmi place problema. Avem, cred că acolo. Dar unde este momentul? Adi, unde este momentul de inspirație foarte tare în problema asta? Când am dus simetric. Da. Asta e problema de construcție. E problema de construcție. Ne-am gândit, ne-am răzgândit și ne-am deci, dat seama că nu mai e problema de construcție. Dacă nu îți vine în minte să gândești simetricul lui M față de B, da? Simetricul lui M față de B e punctul D. Sau altfel spus, prelungim pe dinspre B, dinspre A spre B, mai departe semidreapta asta cu un segment BD cât e în B. Da, practic deci ăsta e momentul cel mai tare pentru problemă. Deci este spectaculos. Da? Deci, Adi, uite, din asta chiar merită să trăiți o bucurie aparte, pentru că ideea asta de a prelungi, de apariția acestui triunghi, acest triunghi este extraordinar, extraordinar. El face tot jocul problemei. Deci, triunghiul ăsta este cel care ne lămurește. Dar în figură nu apare triunghiul, nu? Nu. Deci, tu practic stai și tot visezi, măi, pe BC unde să-l prind? Hai că pe A, pe MC vine în minte să-l prind în AMC. Corect. Dar pe BC unde să-l prind? Poți să-l prind în care triunghi? Care se apropie de asta? În MBC. Dar în MBC am pe MBC am și MC și pe BC. Tocmai trebuie să fie egale, nu? Triunghiul ăsta nu intră în discuții. De aceea apariția lui rezolvă problema. Deci, se făcu lumină. Este exact cum intri într-o cameră, pe întuneric, mintea îți fuge să cauți întrerupătorul, că atunci totul ia contur, nu? Dar până să dai de așa, mai te lovești cu capul. Și de șifoner, și de nu știu ce, nu știu cum, pe întuneric. Așa s-a întâmplat la noi. Deci, până la ideea asta de construcție acestui segment, ne-am ciocnit de tot felul de lucruri. N-am avut nicio inițiativă. Eram așa, parcă legați la ochi. Abia acum s-a făcut lumină. Deci este întrerupătorul un problem. Da? Asta este spectacolul. Se redactăm. O să redactăm, dar vreau să punctez foarte tare chestia asta. Deci triunghiul ăsta al altul. Aceste două triunghiuri le luăm în discuție și ele sunt triunghiuri congruente, da? Începem. Asta este momentul satisfacției. Când reușești să faci o problemă și ai prins-o, așa o bucurie de prinde. Deci, spunem, demonstrație. Spun, zicem, fie de simetricul lui M față de B? Fie, da, fie D aparține lui AB. Corect.
AB, ca să zici că e pe dreapta AB. Da. Așa încât IMB congruent, IMB, să fie congruent cu BD. Asta înseamnă că am gândit simetricul IM față de B, da? Simetricul IM față de B. Și acum, fie triunghiuri. Fie triunghiurile. Fie triunghiurile. E triunghiurile BDC. BDC. Și triunghiul. Și triunghiul AMC. AMC. Cele două triunghiuri au. Cele două triunghiuri au. Nu de rezultă. Ele au. Ele au AM congruentă cu BD. AM congruentă cu BD. E corect? Ai în congruent cu BD, apoi? Apoi, BC cât AC. Așa este? BC. De fapt, unghiul. Unghiul BDC. Așa, băgăm unghiul BDC. Da. BDC. Congruent cu unghiul? Congruent cu unghiul MAC. Ce? Ce mai avem adus? Și în paranteză spune 60 de grade, da? Da, și cum? Dar ar trebui să motivăm de ce. Pentru că mai clar trebuie să spunem că triunghiul ADC devine triunghi echilateral. Da, da, da. Deci după ce am prelungit cu DB, rezultă. Deci după ce am prelungit, rezultă atunci, aici când îmi spune fie simetricul, aici trebuie să punctăm, rezultă că triunghiul ADC echilateral. Echilateral. Da? Echilateral. Și motivăm de ce. Din ce motiv? Măsura lui A de 60 de grade, măsura lui A e de 60 de grade. AD. Iar AD e congruent cu AC. Corect. AD, AD, congruent cu AC. AD congruent cu AC, adică un triunghi social cu unghiul de 60 de grade devine echilateral. Și acum ne permitem să spunem că BDC cât MAC și de 60 de grade, da? Din unghi echilateral. Și mai au încă ce AD? Am zis că AC, da, AC cu DC. Cu DC, sigur că da. Și atunci este latură, unghi, latură, da? AC, AC congruent cu de ce? Cu de ce? Așa. AC congruent cu de ce? Ei, și atunci conform cazului congruență, latură, unghi, latură, triunghiurile luate în discuție, triunghiul triunghiul BDC. BDC congruent cu triunghiul AMC. AMC. Și de aici rezultă că toate elementele care nu au luat în discuție sunt congruente. Adică CM congruent cu BDC, ce trebuie să demonstrăm. CM congruent cu congruent cu BC, da. Ceea ce trebuie să demonstrăm. Și celelalte două unghiuri care AMC sunt? AMC cu DBC. AMC. AMC, da. AMC. Cu DBC. Cu D, B, C. C. Și B, C, D. Așa. D, B, C, ați zis din nou, e bine? B, C. A, M, C. Da, A, M, C. Care se uită spre A, C. A, C cu D, C. Da. Și atunci D, B, C. Da. D, B, C. Și al treilea unghi, adică ăsta de aici. B, C, D. De aici. B, C, D. Cu M, C. Congruent cu M, C, A. Da, M, C, A. Și gata problema. Și gata problema s-a rezolvat. Care a fost? Ce să vă felicit. Foarte tare. Anca, îți venea anumite chestia asta? Cu construcția aceea? Nu, nu. Poate să mai fi și o altă soluție? Păi... Să știți că probleme, putem gândi și la alte soluții. O altă soluție. Frumusețea problemei păstă în aceea, dacă găsim chiar două sau mai multe soluții. Am să vă spun că la olimpiadă
la faza județeană, faza națională, la corecturi, la probleme de geometrie, profesorii sunt înnebuniți. Pentru că elevii sunt atât de inventivi și vin cu tot felul de soluții. Aceeași problemă, dar o găsesc prin diverse variante. Și calitatea profesorului rămâne aceea de a înțelege soluția. Corect. Da? Deci el trebuie să fie atent, să vadă dacă era redactat corect și dacă are, nu are rohibă raționamentul lui. Pentru că pot fi, într-adevăr, mai multe. Eu v-am povestit ce am avut. Fost elev de-a mea, la faza națională, la clasa 10-a, dat o soluție fantastică. Profesorul n-a văzut-o, așa. Eu dat nota 1, că se corectează la 1 la 7, la faza județeană și națională. I-a dat nota 1, ea m-a contestat, mi-a explicat o mie de vreo 3 ore, am povestit asta, o povestesc încă o dată, că contam bucurie, o spun, așa. Și când m-am uitat la ea așa speriat, ea și-a dat seama că eu nu am putut o urmări și mi-a zis, n-ați interesat. Așa e Petronela. Și atunci ea mi-a explicat încă o dată, zice, nu vreau să vă concentrați acum, da? Când mi-am amintesc, mă trăiesc o bucurie imensă. Da. Și a treia oară mi-a explicat-o încă o dată și am înțeles-o și eu și m-am luat-o în brațe de bucurie. Era extraordinară soluția. Genială soluția, îți dai seama. Da. Era unică. Nimeni nu mi-a dat dusă. De aceea profesorul a sancționat și a zis, nu. Una. În loc să analizeze, o găsi de cuvință să zică unu. Și cu asta basta. Acolo a fost răutat din domnul. Sigur. Și altceva, dacă nu, și lipsă de informații și calitatea profesorului de slavă. Bine, dacă i-a dat 6-le, după aceea a fost răutat. Da, când i-a dat 6, ca să nu i-a 7, soluția fiind perfectă. Acolo chiar a fost. Da, a fost mizerie umană. Mizerie umană. Deci mai găsim o soluție? Da, căutăm o altă soluție. Așa mă îndeamnă gândul. Eu n-am dormit cu voia noapte, nu? Corect. M-am gândit și eu poate la o rost cu idei. Da, domn profesor, să știți că noi ne concentrăm să o înțelegem. Nu, s-ar putea să fie mult mai slabă ca a voastră. Da, eu încerc. Da? Miruna, facem noi echipă? Faceți? Da, facem echipă. Anca, ne urmărești. Facem. Tu ești în arbitraj. Ar fi mai bună soluția. Da. Acum fac, ei doi să scriem și noi. Da, puțin. Da, scrieți și voi, păi cum? Sunteți înnebuniți acum. Acum ne să vedem ce soluție obiectiv. Să găsiți hibă. Da. Poate găsiți hibă și gata, pică soluția noastră. Vedem. Hai da? Voi să facem și noi de nou desenul, nu? Faceți de nou desenul, sigur că da. Varianta a doua. Varianta a doua. Dar cum trebuie să fie triunghi echilateral din primul? Nu. Oarecare. Un triunghi în care latura asta e două bucăți, asta trei bucăți, nu așa am spus? Da. Da? Deci așa am construit triunghiul. Latura e două bucăți, asta de trei bucăți și unghiul de 60 de grade. Unghiul de 60 de grade, mediana. Și cămul mediană. Și asta e tot desenul. Asta e tot desenul. Bun. Pe alt culoar, dacă... Miruna, ești atentă să vezi dacă... Așa. Să vedem noi cum facem aici. Eu tot asta trebuie să fac. Latura asta BC cu AM acela. Cu ce AM? Trebuie să demonstrăm. MC cu BC, nu? Da. Asta trebuie să fac. Da. Cum am făcut eu aseară? Aseară parcă am unit pe B cu C și am zis că ăsta este un triunghi echilateral. Pe B cu D, dacă puneți acolo D-ul. Așa am pus un D parcă aici, nu? B cu D și am zis că triunghiul ABD este echilateral. Da. Am zis că unghiul ăla din D e de 120, că ăla e de 60. Ăsta de 60 așa este. Așa. 60. Am zis că cel de BDC e de 120. BDC? Da. BDC? E de 120. De 120, de acord. Așa. Mai ce trebuie
trebuie să facem noi? Trebuie să găsesc un triunghi în care într-un o să intre A, să intre MC. Da. Și în altul să intre BC. Deci unul să intre MC și altul să intre BC. Să aibă unghiul ăla de 120 de grame, știți? Da. Minunat ar fi. Și minunat ar fi. Așa ne-am gândit noi aseară, pe culoarul ăsta am plecat. Da, așa, pe culoarul ăsta. L-ai văzut triunghiul zilei, dacă l-ai văzut? Adi zice că l-a văzut. Dar și aici este un punct E, nu? Da. Și dacă așa, triunghiul ăsta tot echilateral devine. A, E, M, E. Da? Da? A, E, M, E, tot echilateral. Aoleu, l-ați găsit. Păi unghiul ăla e M, E, M, E, C, E, tot de 120, domn profesor. M, E, C, tot de 120, da? Gata, le luăm în discuție pe B, D, C. Deci luăm în discuție pe B, D, C și pe M, E, C. Și cu M, E, C să fie astea adevărate triunghiurile astea? Bă, intră într-una B, C, O și, C, M. Și M, C intră în asta. Da, avem unghii de 120 grade în amândouă. Dacă s-ar putea să fie interesant. 120 de grade este aici, nu? Da, da. 120. Da. Asta de aici este cât cine? M, E, U ăla. M, E, U. E un segment. E cât D, C, U. Este cât de câu. Corect. Mâie, cât triunghiul este echilateral, corect. Da? Da. Mâie e cât de câu. Avem da. Unghiul dintre ele și e câu. Acum e două segmente. Da. E câu, e două segmente. Dacă ar fi cât bâdâu, ar dacă ar fi cât bâdâu, ar fi gata, da. N-avem nicio dovadă. Ia să vedem. Ia să ne gândim. Ba da, că A, B, D este echilateral. Asta era. Oh. E extraordinar. Extraordinar. Da? Aaaa. Este superb. Ai de bine. Am găsit-o. Da? Da? Bună deci este asta. Extraordinar. N-am făcut decât să urez pe mâncuie. Pe mâncuie, corect. Da? Ia să vedem, domnule. Spectaculos. Bună. Ăsta-i domnule. Deci triunghiul ăsta, adică. Iruna, iată că am făcut, am dat o soluție. Da, asta are unghiul de 120, da? Ăla are de 120, corect. Da? Și triunghiul ăsta la altul, de aici. Deci pe cele două triunghiuri, haideți să le hașurăm. Deci triunghiul ăsta are așa. Să răpăneți altă culoare, da? Și din coace spun o altă culoare, pe cealaltă, da? Pe cealaltă. Așa. Și triunghiul ăsta. Corect. Da? Astea sunt cele două triunghiuri. Super. Iese. Iese bine, nu? Iese bine, da. Miruna, am vreo hibă? Ce zici? Deci, latura asta de aici, Miruna, e cât am e cât asta de aici. E cât am e cât a eu, e cât e d, e cât d, c, u, e cât e b. Da. Pe urmă, latura asta e c. E două segmente. E două segmente. Dar și BD, tot de două segmente, că triunghiul A, BD este echilateral. Ai înțeles, Miru? Da. Deci BD este cât A, B cât A, D. Corect. Da? Și atunci ne permitem să spunem că BD este cât E, C. Corect. Din două segmente. Corect. Și unghiul de trei de 120, grade. Gata problemă. Gata problemă. Corect. Corect, domn profesor. Altă soluție. Unghiul dintre ele fiind unul de ăla de 120 de grade, că știam că între unghiul ABD, mama, avem unghiul de 60 de grade, că e echilateral. Da. Da? Și măsura lui ADC e 180, minus 60, 120. Da. Aceeași chestie se întâmplă și când am unit, domn profesor, e mu cu eu. Da, eu știam că e 60. Eu e de 60. Da, că e așa, și e echilateral din nou. Da? 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 Mă, e cât a e. Și atunci, da? Corect. Tot e perfect. Corect, domn profesor. Vede că am reușit. Numai să drăznești, să vezi cum reușești. Așa. Și ce a construit? Tot o latură, mă. Tot un segment din ăla, practic. Cum l-am luat noi în jos. Da, profesor. La voi aici a fost, cum să spun, mai multe inspirații, ca să zic așa. Eu m-am folosit de ceea ce eram deja. Punctele astea erau deja acolo. Eu și D-ul erau, numai că nu le-am notat. Nu le-am notat și nici nu le-am unit. Și l-am unit. Sigur că da. Ai dreptate. Dar, uite,
aseară, știi, în efortul acela care l-am făcut, puteam să ne ducem. Parcă m-am dus și așa un pic mai jos cu un segment. Nu, doar v-ați gândit că dacă mai găsi un triunghi cu 120 de grade și a venit Andreea și nu ne-a mai oprit. Noi nu l-am mai unit pe M cu E ca să-l găsim pe al doilea de 120. Da. A venit Andreea și nu ne-a mai concentrat. Acum mă gândesc că dacă aș mai fi dus și așa încă un segment? Da, ca voi ați dus în partea asta, mă gândesc în partea asta și îmi intră BC-ul aici. Nu știu dacă mai merge. BC-ul intră. Și dar asta mai ar fi 120 acolo, că nu avem ABC echilateral. 120, da. Trebuie să mai gândim, poate și o altă soluție, cum să știe. Cu siguranță mai sunt soluții. Băresc că mai putem să ne jucăm. Dar și asta e faină. Da. Oricum, hai să o redactăm cu mine. Corect, da? Vrei să mă ajuți, da? Te rog. Deci, soluția 2. Soluția a doua. Nu. Fie e, A e, congruent cu E, D, și știi că sunt cele trei părți, da? Deci, A e, congruent cu E, D, congruent cu D, C, și congruent cu A, M, da? Cu A, M, congruent cu M, E, cu M, B, dacă e nevoie, sigur că da. Cu M, E. M, B și cu M, E. Corect. Dar ne interesează foarte tare. Foarte tare. Da? Cu M, E. Și acum fie triunghiurile. Fie triunghiurile. Zi-mi, da? Care? M, E, D. M, E, D. Și? B, D, C. Și avem B, D, congruent cu M, C. Avem B, D. M e congruent cu D, C. M e congruent, Viruna? B, D e congruent cu... B, D e cu E, C. B, D cu E, C. Da. E din două. Două segmente. Da. Da? Deci M e... Cu D, C. M e congruent, Adi. M e... Cu cine este? Dar de ce mă iei cu... Mă iei congruent... De ce cu DC? Pentru că A e cu ED și pentru că sunt congruente și A mă iei triunghi sau și cer, ceea înseamnă că A mă iei congruent cu AE. E chiar lateral chiar. Da? Înseamnă că A mă iei congruent cu AE, deci A mă iei congruent cu DC. Deci, triunghiul ăsta A mă iei este echilateral, adică A mă iei cât A, E cât M, E cât E, D cât D, C. Tocmai ce am zis. Da? Tot în ce le avem sus. Deci M e congruent cu DC. Apoi, din demonstrație chiar spune. Demonstrație. Am unit acolo și așa ne apare. Apoi, Miruna. Mai avem încă B, D, C cu unghiu M, E, D. Deci M, D, M, M, D, B, M, D, C. M, E, D. M, E, C. M, E, C. M, E, C. Așa. Congruent cu unghiu B, D, C. Și am pus 80 grade minus 60 grade. Deci 120, se vede foarte repede, da? 120 grade. Da, și mai am avem pe... D, C, nu e. Și avem B, C, cu... B, D, cu E, C. B, D, cu E, C, da. B, D. Congruent cu E, C. A spus de ce, nu? Că din două segmente, din triunghi. Deci, din demonstrație, dacă vrei. Și atunci, conform cazului de congruență latură, triunghiile luate în discuție sunt congruente, deci triunghiul care merge. Nu e de congruență, triunghiul văd că. Și deci rezultă că cămă. Cămă. Că e ce trebuia să demonstrăm, da? M că e congruent cu D, unde? Unde o M că e congruent cu D, congruent cu D,
de VC. Și MCE. MCE. Congruent cu VCD. Cu VCD. VCD. Și cu asta problema a fost rezolvată. Eu vă propun să mai insistați pentru data viitoare, să poate găsim o altă soluție. Deci plăcerea de a găsi și o altă soluție să ne determine să mai reflectăm la figura asta până când... Am greșit M-C era cu V-C. M-C e unghiul, da? Da. E-M-C, care se uită spre E-C. Da, era cu V-C. Și E-C este cu B-D, B-C-D. Da. B-C-D. Aici e M-C cu B-C-D. Da? Aici e B-C-D. Important. Bine că ai sesizat. Și acolo M-C-E cu B-D-B-C. M-C-E se uită spre M-E, iar M-E-U este cât D-C. Cu D-B-C. Cu D-B-C. Corect. Da? Cu D... Aici e modific, da? D-B-C. D, B, C. Da, trecem la problema următoare. Da, da. Problema 29. Ia să vedem problema 29. De la 195. Ați înțeles problema, da? Da, deci 29. De la 195. Între unghiul echilateral ABC. 29 de la 195. 95. Într-un unghiul echilateral ABC, punctele M și N se află pe latura BC, astfel încât M și N aparțin lui BC, astfel încât BM congruent cu MN și congruent cu NC. Asta e ipoteza mea. Trebuie să scriu și eu ipoteză. Ipoteza am văzut că... ABC echilateral. ABC echilateral. Punctele M și N se află pe latura BC. M, N aparțin lui BC. Astfel încât. Așa încât. BM congruent cu MN. BM congruent cu MN. Congruent cu NC. N. Și congruent cu NC. NC. În concluzie, punctul amic. Adică împărțit în trei. Corect. Nu? Latura, latura BC. Latura BC, corect. Arătați că AD este bisectoarea unghiului BAC. Amic, nu? Amic. AD, bisectoarea. AD, bisectoarea. Unghiului BAC. BAC. Unde D aparține lui BC. Dacă și numai dacă. D aparține lui BC. Dacă și numai dacă D este mijlocul lui MN. D. MD congruent cu DN. MD congruent cu DN. Cu DN. Da, mijlocul lui MN. Punctul D e mijlocul MN. Și la BM. Trebuie să demonstrăm că triunghiul BAN, BAN congruent cu triunghiul CAM. Să facem desen. Sigur, așa vom proceda. Mai întâi plecăm cu un triunghi echilateral. Da? Așa da, zicem. Da, 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 da. ABC echilateral. Așa. Adică cum construim triunghiul cel mai corect? Cu compasul. Cu compasul. Da, deschizătura, lasăm arcul. Când am pronunțat cuvântul triunghi echilateral, toate laturile sunt de aceeași măsură, toate unghiurile de aceeași grade și încă ceva, mai au linia o linie dusă din oricare vârf înseamnă și celelalte toate. Orice linie, bisectoarea, înseamnă de toate. Mediana, de toate. De toate. Mediatoarea de toate și așa mai departe. Iată, mediatoarea trece chiar prin vârf. Că ea este și înălțime, da. Și deci în concluzie... centru de greutate e și ortocentru. Deci toate
punctele cele de importante știute, ortocentru, centrul cerului înscris, circumscris și centrul de greutate. Și centrul de greutate, toate sunt în același punct. Da. Toate. Acum împărțim BC coincid. În 3, domn profesor. Deci pe BC o împărțim în 3. Da, luăm M și N. Deci M și N. Astfel încât BM să fie congruentă BM cât cu N, să fie congruentă cu NG. Asta ne zice problema. Și acum să demonstrăm că AD este bisectoarea lui BAC. Da, AD bisectoare. Dacă și mai dacă ții la mijlocul mână. Nu? Așa dacă și da. Dar e dacă și numai dacă. Dacă și numai dacă. Trebuie să insistăm pe chestia asta. Deci, amic spune așa. AD bisectoare. Dacă și numai dacă MD congruent cu DN. Deci era mic. Da. Dacă MD congruent cu DN. Sunt două probleme aici. Adică merge că e bisectoare și trebuie să arătăm așa. Deci arătăm implicația în sensul ăsta. Deci plecăm de la AD bisectoare și să rezulte că MD congruent cu DN. Sunt două probleme. Unu, prima problemă este asta și a doua problemă este în sensul celălalt. Adică plecăm de la MD congruent cu DN, MD congruent cu DN, și să rezulte că AD bisectoare. Da? AD bisectoare. Segmentul AD bisectoare. Corect. Deci avem două probleme. Adică la toată ipoteza AD, da? La toată ipoteza care o avem aici, mai adăugăm și pentru prima dată, prima variantă a dei bisectoare, hai să scriem ipoteza pentru prima problemă. La prima problemă avem ipoteză. Da? Deci prima problemă avem ipoteză. Triunghiul ABC echilateral. BM congruent cu M N și congruent cu N, C. Da? B, M, congruent cu M, N și congruent cu N, C. La care mai adăugăm AD bisectoare. AD bisectoare. Deci asta o adăugăm la ce ne oferit autorul. Și în concluzie, pentru prima problemă din toată asta, în concluzie trebuie să arătăm că MD congruent cu D, N. Mă, D congruent cu D, N. Da, noi știm că AD este bisectoare. Pentru a doua problemă... Noi știm că e bisectoare, așa a, acum, nu e discuție. Nu, nu. În prima problemă știm că AD e bisectoare. Deci la toată ipoteza adaug și bisectoare și trebuie să arăt că mă, D e cât D, N. A, că demonstrăm că mă, D e cât D, N. Corect. Asta este. Pentru a doua problemă, pentru a doua problemă, avem triunghiul ABC echilateral. BM congruent cu MN congruent cu NC, da? BM cu MN cu NC și adaugă MD congruent, MD congruent cu DN, da? MD congruent cu DN și se rezulte în concluzie, că BD, că AD este bisectoare. AD bisectoare. Da. AD bisectoare. Ai. Sunt două probleme. Corect. Le-am formulat și care din ele la care vrei să lucrezi? La 1. La problema 1. Bun. Putem să luăm triunghiul ABD. Discutăm, da? Luăm triunghiul ABD cu AD, că... AD.
B, D, coadă, avem A, B, cu A, C, congruente. A, B, cu A, C, congruente. A, de latură comună. A, de latură comună. Și D, este bisectoare, B, A, D, cu D, A, C, unghiul. Deci unghiul ăsta e cât ăsta, da? Și vreau să demonstrez cu chestia asta, că B, D, e congruent cu D, C. Din toată povestea asta rezultă că B, D, e congruent cu D, C. Și avem deja că B, M, e congruent cu N, C. Și atunci rezultă că M, D, va fi congruent cu D, N. Corect. Adică dacă B, D, C, D, C și din el ai scăzut pe B, M, de o parte și dincolo pe N, C, îți rămâne că M, D este că D, N. Corect. Foarte bună soluție. Foarte clar. Dar eu mai am una. Eu vin cu alta. Ia să vedem o altă soluție. Eu aș uni pe A cu M și pe A cu N. Da. Așa. Iată o altă idee. A cu M. Da? A cu M. Și A cu N. Da. Și l-aș lua în discuție care triunghiuri are. A, M, D și A, N, D. Și ar avea A de latură comună. A, M, congruentă cu A, N, deoarece... triunghiul ABC este... A, D, dacă e bisectoare, că știm că e bisectoare, da. În ipoteză. E și mediană, e și mediatoare, e și toate punctele de pe mediatoare. Trebuie să la egală distanță. La egală distanță de capetele segmentului. Deci, A, M, e cât e A, N. Este cât A, N. Da. Pentru că... Orice punct este... Stai să vedem. Despre... De unde știți că A, M, e cât A, N? Pentru că A, D este bisectoare, triunghiul ABC și cum... Și într-un triunghi isoscel echilateral, da. Și mediană, de și mediatoare și... Atenție, nu mă grăbiți. Eu spun așa, întreb. Doar atât. Am un triunghi A, M, N. Da. Eu privesc că am luat la mână. Așa. În triunghiul ăsta am dus-o. Mai este ea bisectoare? Da. A lui M, A, N? A lui M, A, N? Păi asta întreb. Sigur. Și? Convingeți-mă. Facem așa. Eu nu știu că A, M, N este isoscel. Nimeni nu mi-a spus că A, M, e cât A, N. Păi nu e un punct, nu toate punctele de pe mediatoare. Ea nu e și mediatoare, nu e și... Deci, am dus bisectoarea, da? Da. Bisectoarea într-un triunghi echilateral. Ea este și mediatoare și de toate, exact. Da? Înseamnă că A, M ar fi cât A, N dacă aș avea că M, D cât D, N. A, dacă aș avea? Dacă aș avea. Deci nu am calitate. Nu. Nu abandonăm. Hai să vedem dacă nu putem arăta că A, M, cât A, N din altă parte. Asta mă gândesc, să luăm pe A, B, M. Luăm pe A, B, M. Și A, N, C. Și A, N, C. Și atunci avem A, B, cât A, B, cât A, C. B, M, cât N, C. B, M, cât N, C din ipoteză. Și unghiul din B, unghiul din C. Și unghiul dintre ele de 60 de grade, triunghiul sunt congruente. Și asta te trimite la A, M. Congruență cu anul. Am demonstrat, poftim. Da. Și acum... Și că unghiul ăsta e cât ăsta. Corect. Și ce rămâne până la bisectoare, adică unghiul de aici cu ăsta la altul, sunt congruente. Corect. Deci, vezi, asta trebuie, așa trebuie gândit. Că altfel... Luăm problema... atât de lucruri ca să... Da. Corect. Deci, atenție multă. În momentul în care ne-am dus la triunghiul de aici... Atenție. Ăsta, Adi. E vorba de A, B, M. Și A, N, C. Da, asta vreau să le spun și eu. Da? Despre cele două triunghiuri azi, poți să încep discuția și să spui că au. Au A, B congruentă cu A, C, unghiul A, B, E congruentă cu unghiul A, C, E și B, E congruentă cu E, N, C. Și triunghiuri fiind congruente, înseamnă că am mâi cât A, N. Și acum le luăm și, și încă ceva. De unghiul ăsta de aici, Adi. E cât ăsta de aici, da? Din congruența triunghiilor. Da. Și cum ai dus bisectoare, știai că tot unghiul așa e, că tot ăsta aici. Corect. Și mușcând părțile laterale congruente, ce a rămas e tot congruentă. Dar acum AD este bisectoare. Corect. Și cum triunghiul este isoscel, în triunghiul A, M, A, N, isoscel, am dovedit. Da. Și asta e bisectoare. E și înălțime și, și pică la mijloc și atunci M, D e la mijloc. Mână într-un alt raționament. Corect. Da? Da? Corect. Foarte frumos și această idee.
pe varianta a lui Miruna trebuie să o scriem în soluția lui Miruna, mai rapidă. Recunoaște, dar nu înseamnă că din ce am făcut ne-am învățat foarte multe lucruri în soluția a doua. Eu zic să le scriem pe amândouă. Trebuie la punctul 2. Deci, nu mai demonstrăm punctul 2 cu asta. Da? Punctul 2, demonstrăm punctul 2, da. Foarte, foarte important, da. Hai să, practic, am făcut am problema și într-un sens și celălaltul prin cele două soluții care am venit, da? Corect. La 1, Miruna. E soluție Miruna. Fie triunghiul A, B, D. Și triunghiul A, C, D. Despre cele două triunghiuri, A dispune. Ce au? Cele două triunghiuri au AB congruent cu AC. AB congruent cu AC. Unghiul ABD congruent cu unghiul ACD. Unghiul ABD. Anca, de ce ABD congruent cu ACD? ABD cu ACD. CD. Nu, nu, nu ne trebuie unghiul ăla, domnul. BAD cu DAC. BAD? Da, BAD cu DAC. Nu ne trebuie unghiul care l-a ales Adi, nu ne ajută. El a dat comanda, eu am scris, nu fac. Unghiul, unghiul tu ești regulatorul. ABD, ai zis Adi. Da. Cu unghiul ACD. Ele sunt, ele sunt congruente. Dar nu ne ajută. Ne trebuie BAD. Cu D, A, C, ele sunt congruente pentru că AD e bisectoare. Avem noi în ipoteză. Da? Deci folosești faptul că AD e bisectoare. BAD, unghiul BAD congruent cu unghiul D, A, C, BAD. Dar și asta nu e o greșeală, nu? Nu e o greșeală, doamne. E de 60 de grade. Da. Lăsăm aici asta. Dar de ce bun? Bine, dar este adevărat. Latură... Dar este în plus. Vrea să spun... Nu te folosești de aia ca să demonstrezi că... Pentru că Miruna a spus așa, A, B, e cât A, C, A, D comună, A, D comună, și atunci... Și unghiul B, A, D, cu D, A, C. Da. Deoarece A, D e bisectoare. Miruna, ai fi putut totuși să mergi mai rapid. Triunghiul B, A, C, fiind echilateral, și AD bisectoare, ea este și mediană și mediatoare și tot. Și atunci spunem AD bisectoare, rezultă BD cât de C. Atât, pur și simplu. A, pentru... să mergem și așa. Da, 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 fără congruența triunghiilor, că suntem la etapa în care știm că într-un triunghi echilateral, bisectoare este și înălțime, și mediatoare, și mediană. Așa trebuie să mergem atunci. Da? Deci fructificăm mai elegant. Bine, cum facem? Suntem la etapa în care știm proprietățile acestea foarte importante. Dintr-un triunghi echilateral. Deci vreau să scriu, să redactăm varianta asta la altă, care, la care țin acum, am spus eu, da? Deci, Miruna zice... ABC. Triunghiul ABC echilateral. AD bisectoare. AD bisectoare. Rezultă atunci... Rezultă ca AD mediană, să zicem, da? Da. AD mediană. Și atunci, mediană știu că unește vârful cu mijlocul. Mijloc, corect. BD congruent cu... BD congruent... DC. Cu DC. Interventarul nu fac... Da? BD congruent cu DC. Da? BD congruent cu DC. Și cum BM congruent cu NC, de desubt, zicem, cum BM congruent cu NC din ipoteză, tragile și le scădem. A, da. Adică BD minus BM, BD minus BM, da? E congruent cu segmentul DC minus NC. Minus NC. Dar cine este BD minus BM? Este tocmai MD. Da. Deci MD MD congruent cu DN. Terminat. Punctul 2. Punctul 2. Da? Facem punctul 2.